ziua tuturor, bine v-am regăsit! Bună, Claudia, ce faci? Te găsesc în bucătărie! Să zic așa, Hristos a înviat, nu? Apărat a înviat. Da, sunt în bucătărie, sunt aici unde îmi încep eu dimineața, să zic așa. Și aș putea să vă împărtășesc așa din câte mai fac și eu aici, prin bucătărie dimineața singurică. Văd că ai acolo... Știi cum e? Sunt și avantaje. Da, sunt și avantaje, sunt și dezavantaje. Avantajele sunt că poți mânca doar ce vrei tu, poți să-ți prepar doar ce vrei tu, pentru că nu mai vezi, mai ales acum cum stăm în casă și nu mai ieșim pe la restaurante sau pe la altcineva, mâncăm doar ce ne poftă. Ia arată-ne, tu ce ai acolo? Eu am început așa... Citim și eu, că treabă avem în perioada asta, citim cât putem de des și ne documentăm și mai aflăm și pe la prietene anumite rețete și eu încep așa dimineața cu ce am poftă. Dimineața mea începe așa cu o cafea, adică o cafea fără nimic în ea, pentru că nu știu dacă ți-am zis sau nu am apucat să spun, dar spun și eu din ceea ce fac eu, poate ajută pe cineva, poate așa mai împărtășim și mai schimbăm... din rețete, din cure de slăbit. Eu abia aștept. Se pare că kilogramele nu ne lasă în pace, adică vin și se pun. Și am început așa să mănânc cumva cu un regim, să zic așa. Și mănânc 8 ore, ce vreau eu și ce-mi doresc eu. Dar când vreau să slăbesc și vreau neapărat să dau câteva kilograme jos, 8 ore mănânc disociat. Adică, într-o zi mănânc carne, doar pe grătar, într-o zi mănânc lactate, într-o zi mănânc legume, dar tot așa, pe grătar sau cu rude, de exemplu am mâncat ieri morcov, foarte mult morcov și a fost foarte gustos, așa, și într-o zi mănânc fructe. Și cum fructele mănânci, eu uneori le mai fac, astăzi sunt la ziua de fructe. Și 18 ore nu mănânc nimica. În aceste 18 ore beau ceai, am un ceai aici foarte bun și să vă spun ce ceai este. Îl găsiți în comerț, un ceai de ananas, care se pare că slăbești de la el. Și acela îl consumi pur și simplu așa ca pe apă sau îl mai... Ca pe apă beau dimineața, în aceste 18 ore. Beau așa, ceai neîndulcit, cafea neîndulcită, fără lapte, fără nimic, cu toate că mie îmi place cafeaua să o beau cu ceva, cu orice, dar cu ceva, cu un pic de frișcă, cu un pic de lapte, cu ceva. Dar de data asta o beau simplă, adică cafea simplă, fără zahăr. Și în această perioadă de 18 ore beau cafea, beau ceai și apă plată. În rest, absolut nimic. 8 ore de la prima masă, adică prima masă, de exemplu, uite, încep așa cu voi, cu smoothie de fructe de pădure, de rodii. Hai să vă zic ce am aici, să vedem ce am aici. Vă arăt ce am pus aici în acest bol. Dar până, pentru că tot am pregătit acest bol cu fructe, am aici o budincă pe care am învățat-o de la verișoara mea, Mirela, care a slăbit foarte mult cu această budincă. Mirela? Da, Mirela, mulțumesc! Chiar mi-a zis, te rog frumos să spui că de la mine o ai. Bine, Mirela, prințesa budincii, așa a zis, să o numim. Așa, am pus aici aseară semințe de cheia și am mai pus lapte de migdale, pun eu, sau lapte de cocos. Deci nu lapte, laptele. Și peste această... Și le hidratezi, nu? Da, am pus lapte și semințe de cheia. Dacă vrei să și semințele, le găsim oriunde. Nu știu, așa. Uite așa, le găsim, le punem și punem lapte peste și cumva apare așa. Peste asta, pun, depinde ce vreau eu. Adică am pus acum, am rodii, afine. Deja mi-e poftă, Claudia. Poftă să faci, că e foarte repede, dar e foarte gustoasă. Știi foarte bine, citiți despre beneficiile semințelor cheia, câte au și ce. Și chestia asta, de exemplu, poți să o mănânci așa. E atât de gustoasă, de nu vă imaginați. E oricum, e gata. Pentru mic dejun și pentru o gustare. Exact. Foarte multe. Aparatul meu minune, pun toate. Am aici rodii, afine. Și mai am și căpșuni.
pentru că tot e vremea căpșunilor, am pus în fiecare câte puțin. Uite. Dragilor, acestea acum sunt la îndemână, le găsiți... Eu am pus foarte mult aici, dar puteți să puneți din fiecare câte ceva. Punem apă. De exemplu, acopere, nu? Câteodată ananas. Uneori, ca să schimb gustul dimineața, pun mango. În fiecare zi ce fruct am eu prin casă, ca ce consider eu că e poftă. O să pui mere, o să pui absolut orice. Ăsta e un antioxidant foarte, foarte, foarte gustos. Și îl băgăm aici câteva secunde. Un pic de gălăgie nu strică, ca să știe vecinii că suntem acasă. Da, uite așa și l-am pus aici și bem din el. Bineînțeles că limonadă, dacă vreți, puteți face limonadă cu ghimbir. Tot timpul am în această cană limonadă cu una lămâie și cu ghimbir. Adică la ziua de fructe, v-am dat așa un mic exemplu. Și ăsta este, uitați, foarte gustos. Uite, nu pare cum să nu-ți placă. Eu știu că mai bune, am mâncat, am fost și-o plecată la părinți, am mâncat. Să ne povestești despre asta. Cum a fost asta? O să zică toată lumea, dragă, dar cum o să trăiești tu cu un acest smoothie? Nu, asta e doar în perioada mea. Perioada aceea, când noi ne dorim să facem o detoxifiere, să mai dăm câteva kilograme jos, cred că nu există femeie pe lumea asta care să nu-și dorească să slăbească la un moment dat. Adică 10 zile, 12 zile nu-i capăt de țară, dacă noi încercăm anumite trucuri, rețete, nu știu, fiecare cum le, cum le numește. Eu funcționez foarte bine cu acest regim pe care ți l-am zis, cu această cură de slăbire pe care o am de la un nutriționist, nutriționista mea, Simona Parniciu. Poți să faci un interviu, poți să afli foarte multe și tu. Ți-o recomand cu mare drag. Deci, 8 ore mănânci ce vrei. Deci eu țin disociatul ca să fie mai așa, mai rapidă cura. Dar poți să mănânci ce vrei. Nu ne punem în cap. Într-adevăr, eu am mâncat ce am vrut la Craiova, pentru că am fost la părinți și am mâncat miel. Am mâncat dulciuri. Am mâncat mâncare, nu știu, poate pătăturile, gosorna, prăjituri, am făcut cu mama mea și cu nata mea, Oana, tot ce ne-a trecut prin cap. Deci vreau să zic și să-ți mărturisesc, pentru că asta era, am venit de la Craiova, a fost cea mai frumoasă vacanța mea la Craiova. M-am tot gândit dimineața asta, zic, Doamne, ce frumos a fost cu familia mea, ca să luăm partea bună a lucrurilor, știi? Că stăm în casă, da, am stat cu toții acasă, am gătit fiecare, eu am poftă de cutare, eu am poftă de cutare, am făcut rețete noi, am mâncat, am făcut și sport în curte. Ce crezi că am făcut? Am sărit coarda. Ceea ce n-am mai făcut eu de când eram mică. M-am gândit așa, săream coarda și ziceam, Doamne, că înainte o oră în șir când eram mică săream coarda. O oră în șir, m-au luat nimeni de, acum sar coarda 10 minute și ți-e sufletul, nu? Deci sunt multe lucruri pe care le-am făcut în perioada asta. M-am gândit ce să fac ca să mă ocup timpul cu lucruri care pe mine mă ajută. Și bineînțeles că am mâncat la Craiova, de m-am săturat de tot ce există pe lumea asta. Deci absolut orice am mâncat. Și normal că acum venind aici la București, fiind singură, să încerc să profit de singurătatea. A fost foarte multă poliție, nu m-a oprit poliția. Nu m-au oprit, m-am avut noroc, dar am avut declarații și eu mă deplasez la fel cum se deplasează orice om, orice cetățean. Am avut și emoții, pentru că e așa o situație, nu știu cum să-ți explic, parcă ți se pare așa că te simți vreo că ești din casă. Așa este, m-am coborât în mașină și m-am dat jos la mama în curte. Nu am făcut absolut nimic. Și eu am stat în casă, părinții mei au stat în casă. Deci am fost foarte sigură că nu mă duc să-i îmbolnăvesc, că se întâmplă ceva, nu. Deci am știut, am fost responsabilă, să zic așa. Cine făcea așa, așa, azi, am venit aici. Poftim? Cumpărăturile, cum te-ai descurcat în perioada aceasta? Măi, să știi că am mai cumpărat online, să știi că se poate face și așa. M-am dus, când m-am dus foarte mascată, am niște măști foarte urse, ți le arăt și ție, foarte interesante, am primit de la o tipă niște măști foarte frumoase și bune, cu mânuși, că toată lumea se comportă cu mânuși acum, ne comportăm așa cu mânuși, am ales, m-am dus cu lista făcută, am ales și am avut nevoie,
pentru foarte mult timp, adică cel puțin pentru două săptămâni, o săptămână, depinde ce cumpărături am făcut. Pentru că apă, de exemplu, am acum pentru, cred că pentru o lună de zile apă. Da. Ești extrem de pozitivă, parcă nici nu zici că ai trecut prin perioada asta de izolare. Mi-e greu, ar însemna să spun că, Doamne, eu sunt alt om și zine altul. Mi-e greu și mie. De aceea vă și spun, încerc din tot sufletul să-mi găsesc ceva de făcut. Dimineața la Craiova m-am trezit la cine aia stă la curte, e extraordinar. Mi-am pus o cafea, mi-am citit rugăciunea în soare, apoi am stat cu familia, am gătit, apoi am mers în grădină, ne-am pus șezlongul și am stat la soare cu mama, cu nepoții mei, apoi am făcut sală, am făcut exerciții prin curte și așa mai departe. A venit seara, la fel, stăteam la rugăciune, ne rugam cu eu și cu mama și cu nata mea, aveam o oră la care ne rugam. Și ce putem decât să ne dea Dumnezeu curaj, putere, răbdare asta. Ne putem tu la acolo, ai avut dita mai curte, ai sărit coarda, bă, ți-ai luat vitamina D. Ce faci tu aici? Ia, cum? Aici o să fie iar. Ce faci aici? O să-mi fie greu, recunosc, dar uite așa, îmi găsesc de lucru. Acum am compus un cântec foarte frumos, o să-mi doresc să-l înregistrez când o să avem voie să ieșim. Am compus împreună cu... În exclusivitate? Nu l-am încă cu linie melodică, dar am o prietenă foarte bună care mă ajută la compunerea textelor. Rozica Petra e foarte cunoscută. Eu cu ea am compus toate textele pe care le am, în afară de altele care le-am mai avut de la Jenny Nicolau, de la Marcela Manu. Tu tocmai ce lansase eu un videoclip. Da, am lansat și un videoclip foarte frumos. Nu te da, mă, tu nu te lăsa, zâmbește și când viața e grea, roagă-te atunci când îți e greu și o să te ajute Dumnezeu. Așa e dimineața. Dar a fost de și starea e pozitivă. Zic că parcă a fost așa, ca un pansament pentru perioada. Da, nu știu de unde mi-a venit ideea asta să fac acest cântec, s-a nimerit cu această perioadă, cântecul înregistrat de ceva timp, e prin ianuarie, videoclipul l-am făcut pe la sfârșitul februarie, chiar începutul martie, dar parcă, așa să zic, eu vorbeam cu o prietenă și zice, băi, când ascult cântecul ăsta, parcă îmi da așa o stare de bine. Ei, așa că eu vă rog, dacă vreți, intrați pe canalul meu de YouTube, pe Claudia Ghețulescu și ascultați Nu te da, bă, tu nu te lăsa, să te vezi ce pozitiv vă să fiți. Și următoarele videoclipuri, te-ai gândit așa cam când crezi că o să se poată? Eu am filmat, recunosc, m-am pregătit, eu sunt o fată conștiincioasă. Am filmat 3 videoclipuri, am filmat acest videoclip, mai am unul care o să apare în această lună, în mai, se numește Mama, astăzi eu mă fac mireasă. Da, și mai am încă un cântec Bun găsit la toți nuntașii. La fel o să apară și acest videoclip în iunie. Și pe fiecare lună o să lansez câte un videoclip. Deci așa a vrut Dumnezeu, că eu să-mi fac temele foarte bine, ca eu să pot acum pe fiecare lună să lansez câte un videoclip. Lipsește publicul, lipsește 1 mai, de exemplu, eram acum nu știu câte evenimente, nici eu nu mai știam câte evenimente și mi-era așa de drag că mergeam dintr-o parte în altă parte și cântam, dar publicul trebuie să știe că noi iubim și le simțim lipsa așa cum simțim cu adevărat lipsa lor și că ce frumos era atunci când noi ne întâlneam cu toții și pur și simplu ne veseleam unii pe alții, că și noi luam distarea lor, pentru că oamenii vin voioși, oamenii la concerte vin plini de viață, vin cu vorbele frumoase la ei, te felicită și așa mai departe. Ne lipsesc lucrurile astea, cel puțin mie, mie lipsește atât de tare. Dacă aș sta și mă gândesc ce îmi lipsește în perioada asta, asta îmi lipsește. Dragostea aia de public, să fiu cu ei, să cânt, să mă iau în brațe, să ne spunem vorbe frumoase și așa mai departe. Păi ia zi, mamă, te faci mireasă? Nu mă fac mireasă, dar s-a nimerit și cântecul. Mi-a plăcut, mie foarte mult o idee. A fost așa, toată lumea știe că eu am o relație specială cu familia mea, dar și cu mama în mod special. Și într-o zi mi-a venit ideea asta, mama, astăzi eu mă fac mireasă, tu fii mândră și fii bucuroasă.
Eu îmi doresc să mai bă familia asta, dar acum mi-am dat seama că, nu știu, de mine nu depinde foarte multe lucruri. Și că Dumnezeu sau cineva le ghidează așa cum crede că e mai bine. Eu mi-am propus să-mi iau viața în piept așa cum vine și să-i mulțumesc Dumnezeu că sunt sănătoasă. Păi ție că viața în piept cum se cuvine, că eu așa zic, și așa că arată-ne cum faci tu sport. Oh, sunt destule exerciții. Stai să-ți arăt, te pot băga acolo în sufrageria mea, adică în sala mea, unde eu fac exerciții, când pot, de exemplu, dacă vorbesc la telefon. Vorbesc la telefon și face plăcerea să mai vorbesc cu o prietenă sau cu cineva. Am niște aparate, acum vă iau așa și vă duc în camera mea. Dragilor, înțelegeți, așa este cu tehnologia. Avem... Important este că nu putem să ne vedem așa. Deci important este că putem să ne vedem așa. Aici ai locul meu, uite, am un stepper, se vede? Da. Uite și măștile de care ți-am povestit, am primit ieri măști. Sunt dotată, da? Uite, de exemplu, am aici. Hai să-ți arăt. Am niște, stai că nu mă mai văd. Ia uite-ți, astea. Pur și simplu, dacă nu o sticlă de apă, deci orice putem. Și am exercițiile pe care eu le fac zi de zi și în fiecare dimineață și seara. Și pentru partea asta a mâinii, da? Și multe, multe alte exerciții pentru biceps, pentru triceps, pentru toți mușchii mâinii. Sunt foarte multe exerciții. Dacă avem, de exemplu, o sticlă de 2 litri și cu 2 litri facem așa, uite, uite așa. Foarte mult se lucrează partea asta, foarte mult. Ai foarte o fuță atât, atât de frumoasă. Ai fuța mea pe care o purtam la scenă. Mi-era dor să mă îmbrac și în ceva așa, legat de... Am să nu îmi pun costum popular pe mine, că stând acasă parcă nu mă vede nimeni, știi? Îți este dor să porți costumul popular? Hai că veni vorba de costumele mele populare, hai să-ți arăt ce mi-am... Că eu tot îmi cumpăr, pentru că abia aștept să merg acolo pe scenă, să cânt și să mai filmez un videoclip. Aici am costumele mele populare, uite-le. Wow! Da. Este plin dulapul acolo. Da, e doar pentru ele, pentru costumele mele populare, pentru... Uite, apropo de parfum, că ți-am zis un parfum, că am lansat un parfum, Claudia se numește... Miroase atât de bine și persist atât de mult. E un parfum atât de reușit, deci mă mândresc cu acest parfum și peste tot pe unde mă duc. Toată lumea spune, vai ce bine miroși și numai eu am văzut asta, am și prietenele care l-au mai apeziționat, că se cumpără online acum. Mi-a zis că, Doamne, toată lumea mă întreabă de parfumul ăsta. E unisex, e un parfum foarte bun pentru oameni puternici, da? Cum este? Este dulce? Cum este parfumul? Floral? Nu e chiar floral, de fiecare. Are mirosul acela puternic de... îmi scapă acum cum se numește. Mă rog, are un miros puternic arabesc. Aha. Are de... De mosc? Poftim? De mosc? Are lavandă, are busuioc, are... Are mai multe, dar din fiecare câte puțin, cât să nu te cât să nu deranjezi mirosul, da. Are mirosul de lemn. Așa. Corțișoară un pic. Deci așa un amestec, să știi că eu am ales esențele, am avut din 6 variante, din 6 sticle, să aleg cei de la Lelas care au scos acest parfum pe piață. M-au căutat, mi-au zis că vor să fac un parfum cu numele meu. M-am gândit ce-o fi, nu știu, că dacă nu am făcut asta niciodată. Mi-a zis că doar am de făcut să aleg eu esențele, să mergem exact strict pe ceea ce-mi doresc eu, cum îmi doresc să fie și sticluța, și parfumul, și esențele. Am ales din 6 parfumuri, din 6 esențe am ales 2, care mie mi-au plăcut cum au dat combinate pe mâna mea. Și se pare că ești un parfum foarte, foarte reușit. Eu vi-l recomand cu tot sufletul. Și hai să-ți mă arăt costumele. Uite ce asta frumoasă mi-am cumpărat, ce vâlnic frumos mi-am cumpărat. Îți place, nu? Da, este superb. Este superb. Da. Și așa că mai stau aici... Deci n-ai cheltuit banii pe altceva decât pe costum. Atâta, pentru că am pe cineva care lucrează și lucrează foarte, foarte rar. O dată pe an scoate câte o...
într-o minunăție de aceasta. Și am făcut aceasta, acest vânt, deci când am văzut că e gata, m-am fost și am cumpărat. Am mai cumpărat și asta, că nu m-a putut abține pentru că l-avea și pe ăsta făcut. Și era foarte frumos. Este super, da. Mi-a plăcut cumnatei mele și am zis că trebuie să-l iau. Da. Și așa, am foarte multe costume de care am grijă zi de zi, mă uit la ele și am grijă de costumele mele frumoase. Asta mai acolo e cu galben, soară și pe aia. Soară și pe aia, stai că soară ce vrei. Asta e superbă, e superbă, uite cât e de frumoasă. Este. E primăvară, nu știu, e atât de frumoasă. Uite-te. Chiar este. Da, mai ce una pe toatele ei de la această doamnă sau un... Nu, asta e o ie veche. Nu e nouă, e luată de undeva de la o bătrânică, nu mai știu. Uite, și asta la fel, e o ie veche. Uite ce frumoasă e. Ce frumoasă e vreodată. Îmi plac foarte mult iile colorate. Uite, am și cu verde. Hai să arăt și cu verde. Am două cu verde. Foarte frumoasă este și e super, nu? Da. Atât de tare mă mândresc cu ele, nu? Cred că orice mi-ar aduce cineva. Dar, astea sunt pentru mine. Păi este averea ta. Așa, asta e o ie făcută tot așa, acum, să zic, anul trecut, de la o altă doamnă, băbuța mea de la Craiova, cum îmi place mie să-i spun, tanti Geta, uite cât e frumoasă, uite cât muncește, e pe dos, dar așa le țin ca să nu se agățe, uite ce frumoasă e, uite. Zici că e o bijuterie. Da. Sunt minunate, să le stăpânești sănătoase și să le folosești cât mai mult și da, să Dumnezeu. Ai să ne... se întoarcă vremea în care puteți să... Să mă pot găsi în aceste minunății. Da, mă dau mare cu aceste pentru că le iubesc și le adun așa, cumpăr câte una pe an, pentru că costă și destul de mult și nu le găsești așa oriunde să poți să... Să te duci și să găsești pe fiecare zi să cumperi, că nu mai sunt. Da. Este Claudia fericită în perioada aceea? Sunt fericită pentru că stau foarte mult cu mine și am timp de mine și de familia mea și de prietenii mei și de casa mea, pentru că pe fiecare zi fac câte ceva în casă. Dar sunt nefericită că îmi lipsește publicul. Îmi lipsește extraordinar de mult. Eu sunt o fire sensibilă, eu cu asta mă hrănesc, cu dragostea publicului, cu oamenii, cu să ies, să vorbesc, să am contact cu oamenii, să cânt. Asta m-a făcut pe mine cel mai fericit tot timpul. Cum au avut, cred că ai tăi s-au bucurat enorm că ai fost acasă, bănuiesc că în ultima perioadă nu ai avut tu foarte mult timp, adică mă refer înainte de partea aceasta în care da, s-au bucurat, dar și înțelegeau dacă nu puteam să ajung. La un moment dat mi-a fost foarte frică, pentru că probabil am mai ieșit să duc gunoiul, am mai ieșit până la un magazin, am mai ieșit, mă gândeam, Doamne, să nu mă duc, să pătească cineva ceva din cauza mea, eu să am ceva și să nu știu, că știi foarte bine cum stau lucrurile. Dar am fost și eu sănătoasă și părinții mei sunt sănătoși și fratele meu și cumnata mea. Nepoții au stat numai în casă, n-au ieșit absolut deloc din curte chiar. Cu toții am fost responsabili și atunci ne-am bucurat împreună de aceste sărbători. A fost ziua fratelui meu, am făcut... Mulțumesc, mulțumim foarte mult și am profitat așa să stăm cu toții și a fost așa de frumos. Ce dorești tu așa să faci după 15 mai încolo? Deși nu o să se... restricțiile probabil că nu o să se ridice chiar de tot, dar așa, primul impuls, ce ai vrea să faci? Mi-aș dori tare să merg la un concert așa cu lume multă, să cânt piesele mele noi și frumoase pe care le-am înregistrat. Atât tare mi-aș dori și parcă mi se pare că nu știu când se va întâmpla, mi se pare că parcă ne-a luat așa bucuria asta de a ne fi în fața publicului. Am o tristețe când mă gândesc la lucrul ăsta, dar nu știu ce aș putea să fac. Prea multe nu avem de făcut. Cred că o să mai plec la părinții mei, dacă o să mai pot. O să merg la părinții mei, o să alerg foarte mult. O să merg să alerg afară, că mi-e dur să alerg, să ies afară. Deci pur și simplu când ies afară mă dor ochii. Când am mai stat la soare, deci am fost în aceste două săptămâni cât am stat la părinții mei,
Deci, parcă și lumina era altfel. Eu am stat numai în casă, chiar am stat o lună numai în casă, aici, în apartament și foarte puțin ieșeam să duc gunoiul și atât. Și la cumpărături, că e foarte aproape un supermarket. Cum ai socializat cu prietenii tăi, cu cei dragi? Foarte mult prin video, prin telefon. V-am vorbit foarte mult prin video. Am vorbit cu foarte mulți prieteni și știi cum e în perioada asta chiar... îți dai seama cine îți e drag, cine ține aproape de tine, te caută, te mai întreabă cum ești. Și uite așa ne-am schimbat starea unii de la alții. Eu am încercat mereu să încurajez pe toată lumea. Am avut și eu câteva momente de tristețe, dar în momentele acelea eu am preferat să mă rog. M-am dus și m-am rugat și am zis, Doamne, dă-mi putere să... Na, nu e... Te gândești că dintr-o dată nu mai ai nici trei, adică nu mai avem concerte, nu mai avem nimic. Și plus că noi suntem învățați să ieșim din casă și să ieșim weekend de weekend și alergăm dintr-o parte în alta, dar na, e mult prea mult pentru noi și ce ne mai așteaptă. Dar uite așa, ne încurajăm unii pe alții, ne ajutăm unii pe alții. Ți-am zis, am o prietenă la Craiova, Rozica Petra, a venit, ea chiar a stat singură în apartament, i-am avut curaj să mă văd cu ea și era normal să am. Am stat în curte, am compus, am chemat într-o zi la mine, am mai povestit. Destul de... Ați avut inspirație chiar, apropo de chestia asta. Asta vorbeam cu ea, zice, băi, e așa o tensiune de nu mai avem, mai putem gândi, cum mai putem, zic, măi, dacă lucrăm, o să ne vină inspirația și o să ne vină idei, și... O să știi cum e, exercițiul îți dă drumul la ce ai nevoie și nu aveam chef nici de sală acum, na, nici de exerciții, vai, și până ajungeam și până făceam, după 10 minute îți revii. Pentru că dacă toată viața ai fost activă, toată viața ai făcut ceva, făcând, m-am și gândit la lucrul acesta că putem să ne obișnuim așa stând, știi? Și peste ceva timp o să zice, o, ce vrei să facem asta, o, da, ce bine era și când stăteam, înțelegi? Ce sfaturi sau ce vrei tu să le transmiți celor de acasă? Eu vreau să le sugerez așa, să se roage cât pot, fiecare cuvintele lui, fiecare cum poate. Să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute în această perioadă, ca noi să nu avem așa mari probleme cum am fost în alte țări, pentru că rugăciunea, să știi că e auzită și sunt sigură că cine trebuie ne protejează, să citim foarte mult, să ne uităm foarte mult la documentarii, să... Eu la televizor recunosc, într-un timp m-am uitat foarte rar, pentru că nu mi-a făcut bine, dar m-am uitat la muzică, foarte multă muzică, am ascultat de toate genurile, adică de la muzica clasică, la muzica populară, și mai departe. Deci, în perioada asta, eu zic așa, să încerce să fie tare, pentru că e important să ai răbdarea aia, gramul de răbdare și că simți că nu mai poți, nu știu, să faci ceva, pur și simplu, să aprinzi o lumânare, faci o rugăciune, te rogi la Dumnezeu și spui, Doamne, mai dăm putere că putem să trecem peste perioada asta. Ne mai uităm ce fac alții, ne mai schimbăm păreri, mai vorbim, există, de exemplu, eu pe Facebook sau foarte mult și pe Instagram cu prietenii mei de pe Facebook, despre Instagram, vorbim foarte mult acolo și așa mai departe. Deci sunt câteva lucruri pe care putem să le facem. Îți mulțumesc tare mult pentru timp. O să-mi fac neapărat smoothie-ul ăla, că mi-a făcut cu ochiul și nu numai cu ochiul, mi-e realmente poftă. Da, e foarte gustos, o să spălat, o să vezi ce bun este. Te pup și mulțumesc și-o Mirele, verișoarei mele. I-am promis. Vă pup și vă doresc multă sănătate, putere și nu uitați, credința ne scoate din orice. Rugați-vă cât puteți de mult.